Salutare, prieteni! Astăzi vă prezint navigația mea venită din China, mai exact venită din Polonia, comandată pe AliExpress. Navigație compatibilă cu Opel, Opel Astra, Opel Zafira, Opel Vivaro, Opel Corsa, modele, nu știu, de prin anii 2004-2010, așa ceva. Haideți să vedem ce este în cutie. Așa, navigația este comandată de pe AliExpress, în depozitul din Polonia. Ce avem în cutie? Avem cablurile. Așa. Deci, antena de GPS. Antena de GPS, ok. Un cablu lung. Pungi. Probabil cablurile pentru cameră. Cablurile USB 2 la număr, iar un cablu pentru cameră și navigația în sine, care se lasă cam greu scoasă din cutie. Ok. Cutia goală. Încă o pungă cu cabluri, în care avem mufa cu toate firele de conectare, plus modulul CAN, CAN Boost, pentru preluarea comenzilor de pe volan. Ok. Asta cred că face ca conectarea să fie foarte ușoară pe Opel. Tot o mufă de alimentare. Dar cred că este pentru mașinile fără CAN Boost. Ok, asta nu o voi folosi. Și asta e adaptorul pentru antenă. Ok. O grămadă de fire. O grămadă de fire. Vedem navigația în sine. Cum se prezintă? Arată bine, aș spune. Arată. Urmează montajul pe mașină. Și să vedem cum se prezintă în continuare. Cam asta a fost tot. Deci firele, o grămadă de fire și au venit toate. Navigația. Cam asta e.